Cererea a fost mare, așadar, bine ați venit la Get Ready With Me pentru botez! Am avut și un botez săptămâna trecută și am pus și eu o poză pe Instagram, că de, ei, a fost revoluția la poza aia. V-am și întrebat, vreți să facem un video? Pentru că erau multe inimioare acolo puse, multe comentarii și azi, băi, facem un clip, evident... Populația a vrut clip, așadar astăzi am reunit informația pe care am făcut-o eu sâmbăta trecută și am făcut un clip. Am efectuat machiaj, coafură, vară și cu ce m-am îmbrăcat, accesorii și așa mai departe, tot acâmul, cum am pregătit eu pentru botez. Țin să menționez că n-a fost un botez, nu știu, cu o tematică sau ceva special, a fost un botez normal, ca oricare altul, la niște prieteni mai îndepărtați. Astea fiind spuse, sper să vă placă clipul de astăzi, sper să fiți mulțumiți că v-am îndeplinit cerința, așa că hai să-i dăm bătaie! Am început machiajul aplicând o bază, baza de la Essence, pe toată fața, neutralizează oarecum imperfecțiunile, după care am acoperit imperfecțiunile cu niște corector. Am aplicat fond de ten de la L'Oreal pe toată fața, după care am avut grijă și de ciarcăne, unde am aplicat un corector de la Maybelline. Am aplicat corectorul doar în zona ciarcănelor, după care l-am difuzat bine cu un burețel. Am aplicat pudră Fit Me de la Maybelline pe toată fața. Trecem la ochi. Am folosit această paletă de la Technique. În colțul extern am aplicat un mov mat și l-am blenduit bine acolo, am urcat puțin în arcadă cu el. După care în mijlocul ploapei am aplicat rozul ăsta mat, care este splendid. L-am amestecat puțin cu fardul mov, iar în colțul intern am aplicat un fard sidefat roz de am blenduit bine de tot totul și am coborât puțin și pe genele inferioare cu fard. Pentru a ilumina am folosit această paletă de la Sam Merchel și am aplicat iluminatorul cu o pensulică Evantype. Bineînțeles am folosit un tuș de la L'Oreal. Iar pentru rimel am folosit unul de la Sephora, unul din favoritele mele, vreau să vă spun. Am aplicat gel transparent pe sprâncene, după care puțin blush roșu de la Essence. Și pentru iluminat am folosit aceeași paletă de la Sam Merchel și o pensulă Evantype. Am aplicat spray fixant, e o boala mea în ultimul timp, îmi place foarte mult cum rămâne machiajul. Ăsta este de la I Heart Revolution. Iar pentru buze am folosit rujul meu favorit roz, mai exact 600 HD de la Revlon. Coafura este foarte simplă. Chiar dacă nu pare, să știți că e foarte, foarte simplă. Prima oară am pieptănat bine de tot părul și cu ajutorul spumei de păr am fixat părul într-o coadă de cal. Am folosit spuma de păr pentru ca tot părul să fie cât mai bine strâns, să nu iasă șuvițe și așa mai departe. Vedeți că am scos deja și două șuvițe în față, după care am pieptănat bine de tot părul și l-am prins cu un elastic. Bun, acum ne ocupăm să facem un coc. Am folosit două gogoșele din asta. Am băgat una mai mică în cea mai mare ca să fac gogoșica cât mai mare, să se vadă cocul măricel, după care am așezat păr pe gogoșică, am pus un elastic, iar după restul de păr l-am înfășurat în jurul cocului. L-am prins cu agrafe deschise mari. Pe la spate am mai pus niște agrafe mai micuțe pentru a ține părul din spate fix acolo. Am aplicat ceva fixativ să stea totul la locul lui, după care m-am ocupat de șuvițele din față. Le-am pus pe ondulatorul ăsta de păr, care este de pe AliExpress, știu că o să mă întrebați. E foarte ieftin și e foarte, foarte bun, își face treaba foarte bine. Am făcut acolo cârlionții de rigoare și asta este coafura. Am terminat, super simplă și mi se pare mie că e super, super drăguță, chiar îmi place cum a ieșit. Pentru unghii am optat pentru ceva foarte, foarte simplu, am aplicat două straturi din această ojă. Oja este de la Deli Plus, un brand care se vinde aici în Spania. Am aplicat oja asta și pe unghiile de la picioare și pe unghiile de la mâini. Pentru ținută voi începe cu poșeta, este de pe Gamis, o am de ceva timp. Sândăluțele sunt din Primark, le-am cumpărat recent. Cămășuța am făcut-o noi într-un do it yourself aici pe canal, este de pe AliExpress, iar fustița este recentă din Stradivarius, o găsiți în magazine.
Am băgat cămășuța în fustiță, după cum se vede. Mi-am pus și accesorii, de exemplu, cercelușii sunt de pe Jum, inelul și brățara pe care le-am purtat sunt de la Soulfeel. Și cam asta este look-ul complet. Să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare, să știți că este foarte, foarte confortabil, comod, m-am simțit foarte bine cu el purtându-l și cred eu că pentru un botez arată destul, destul de bine și chiar elegant. Aștept să-mi spuneți cum vi se pare. Purtătoare de ochelari fiind, a trebuit să port ochelari, iar pentru această ocazie am ales să port ochelarii cu animal print pentru că mi se pare că se potrivesc foarte bine cu ținuta de astăzi. Ei bine, dragii mei, și asta a fost clipul de astăzi. Sper din suflet că v-am ajutat, că v-am dat idei noi, că v-am adus așa puțină inspirație. Dacă este așa, nu uitați să-mi spuneți în comentarii cam pentru ce eveniment v-am ajutat eu cu clipul de astăzi. Asta fiind spuse, noi ne vedem pe Instagram și Facebook în fiecare zi, aici pe YouTube ne vedem de luni până vineri la 7:30. Vă pupăcesc extrem, dragii mei, vă las în continuare cu alte clipuri și ne vedem mâine la 7:30. Adios!